O femeie a descoperit o sumă mare de bani în pernele unei canapele pe care a primit-o gratuit pe Craigslist, un site de anunțuri din SUA. Conform Digi24.ro, Vicky Umodu a povestit că a fost foarte fericită că a primit canapeaua și a adus-o acasă. Atunci fiul ei a descoperit bani ascunși între pernele canapelei. Era vorba despre 36.000 de dolari. Umodu spune că nu s-a gândit niciun moment să păstreze banii. Din moment ce canapeaua aparținuse unui bărbat care a murit, ea a luat imediat legătura cu familia acestuia și a spus despre suma găsită. A aflat atunci că bărbatul avea obiceiul să ascundă banii și în alte părți. Vicky Umodu a fost recompensată cu 22.000 de dolari și cu un frigider nou pentru că a anunțat familia despre existența acelei sume de bani.